Bună ziua! Interviurile PS News continuă și în acest an, iar primul invitat al PS News este domnul Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Bună ziua, domnule Dan Dungaciu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și la mulți ani! Toți ochii sunt ațintiți zilele acestea pe conflictul major dintre SUA și Iran. Se tot vorbește despre posibilitatea aceasta a izbucnirii unui al treilea război mondial. Cât de viabil vi se pare dumneavoastră acest scenariu pe care îl vedem tot mai des vehiculat prin diverse medii? E un pic exagerat, ca să zic așa. Ne plac exagerările, în general. În ultima vreme, mai ales ca urmare a evenimentelor care s-au petrecut recent, chiar riscul unui conflict, nici măcar un conflict mondial, chiar unui război între Statele Unite și Iran, a fost înlăturat. Sentimentul meu a fost că de la început lucrurile nu puteau să intre într-o asemenea ecuație strategică, dar iată că nici măcar ideea unui conflict militar între Washington și Teheran nu mai este pe agenda în acest moment. Sigur că am putea să spunem că disputa va continua într-o formă sau alta, că probabil că cineva acum la Teheran gândește un proiect de răzbunare a morții faimosului general Soleimani, dar... Am văzut, s-a și încercat zilele deocamdată, acestea o ripostă. Deocamdată suntem în faza de, hai să zic așa, previziuni. În acest moment, orice risc de escaladare este exclus. Și s-a văzut asta nu doar din declarația președintelui american, intervenția televizată a domniei sale, dar și din modul în care iranienii au acționat. Sigur că ce li s-a întâmplat n-a fost deloc un lucru plăcut. Dar a greșit Statele Unite prin această ucidere a lui Soleimani? Lucrurile stau cam așa. Între american și iranien a fost un război de prin proxy, ca să zic așa, nu o confruntare nemijlocită militară. Este ceea ce iranienii au învățat să facă foarte bine, un război de tip asimetric. Iranul nu este o putere globală. Zona ei de extindere este limitată, inclusiv pentru că sunt șiiți. Ei sunt în relații reci, inclusiv cu coregionarilor musulmani. Fiind șiiți, nu sunt suniți, deci sunt un soi de minoritate privită cu o relativă suspiciune. Deci sunt în relații reci și cu partea, hai să zic așa, europeană, sau atlantică, pentru că formula lor de conducere politică sau structura statului iranian este și mai nemodernă decât structura multor state mult mai seculare, sunite din regiune. Nu putem compara Turcia și Iranul, deși ambele sunt state musulmane. Deci șiiții stăteau prost, inclusiv în relația cu vecinii, mai apropiați sau mai îndepărtați. Deci nu au foarte mulți aliați. Ei, zona lor de mișcare este, cum s-a spus despre generalul Soleimani, dacă se urca în mașină din frontiera estică a Iranului, adică din zona Afganistanului, putea să meargă nestingerit și neoprit până în frontiera sudică a Libanului, adică la frontiera cu Israelul. Era teritoriul pe care îl controlau. Prin terți, prin proxy, dar era teritoriul pe care îl controlau. Ori, când au atacat ambasada americană din Bagdad, din Irak, lăsând o amprentă foarte pregnantă că ei au făcut-o, fac o paranteză, de multe ori iranienii și generalul Soleimani acționau cam cum acționează rușii în, vă aduceți aminte de cazul Skripal din Marea Britanie, adică au negat totdeauna că au făcut-o ei, dar au lăsat suficient de multe probe ca lumea să înțeleagă că ei au fost. Adică și-au lăsat pecete acolo. Deși n-au vrut, practic, să-și asume. Nu și-au asumat, evident că nu poți să-ți asume așa ceva, dar lumea trebuie să știe clar că ei au fost. Că au dat un semnal foarte limpede, probabil pentru mai mulți ochi și mai multe urechi. Cam așa făceau și iranienii. Nu și-asumau, negau orice implicare, dar lăsau suficient de multe semne că i-au făcut-o, tocmai ca să arate inclusiv puterea pe care au cel puțin la nivel regional. Așa s-a întâmplat și cu atacul asupra ambasadei Americii. Până atunci, războiul prin proxy înseamnă ce? E ca un joc de șah, în care noi vedem că se mișcă piesele, nebunul ia tura, tura ia pionul, pionul ia calul și așa mai departe.
Da, de fapt, cei care mută piesele sunt jucătorii propriu-zisi. E, războiul prin proxy este atunci când te uiți numai la scenă, știi că pionii alți sunt mutați de cineva și pionii negri mutați de altcineva, dar nu, nici măcar nu invoci. Eu tăcere consimțită, ca să zic așa. Tu nu spui, știi că ei știu, ei știu că tu știi și așa mai departe. Ei, atunci când a fost atacată ambasada Statelor Unite, s-a depășit o linie roșie în acest război prin proxy, pentru că s-a atacat America, propriu-zisă. Ambasada este cea mai oficială instituție din alt stat. Este America, acolo. Și atunci, sigur că... S-au simțit amenințați? A fost un gest foarte... foarte radical. Deci, repet, în război prin proxy, în comparație pe care am făcut-o cu șahiștii, șahiștii nu iau o bâtă să-și dea în cap, indiferent ce mutări se fac. Și nici nu scot pistolul să se împuște, dacă nu le place cum mută celălalt. Mută negru cu regina, îți ia tura și tu scoți pistolul. Bătălia se duce acolo. Ei, aici s-au depășit limita aceasta. Iranienii au sărit calul atacând ambasada Americii. A fost un gest foarte radical, care, în paranteză, fie spus, are și alte semnificații despre care poate mai discutăm. La 16 ani de la invazia americană în Irak, americanii nu-și pot apăra nici măcar ambasada, ceea ce spune ceva despre proiectul în Orientul Mijlociu, care e într-o criză profundă. Dar, dincolo de asta, iranienii au făcut gestul. Americanii, vedem că s-au înfuriat. Trebuiau să facă ceva. Când le ataci ambasada, trebuie să reacționeze. Și atunci, ei au ales să împuște direct șahistul. Deci nu prin proxy, nu caii, nu turele, nu cel dar care oare nu are legătură și cu faptul că știm că Donald Trump are probleme, de, practic da, se decide suspendarea acestuia din funcție. Bun, asta e, am auzit această, impeachmentul lui Donald Trump. E o ipoteză cel puțin naivă. Scorurile, acceptabilitatea lui Donald Trump a crescut după impeachmentul formulat de democrație. Deci din perspectiva electorală pentru Donald Trump, ce s-a întâmplat era un risc enorm. El creștea ca urmare a impeachmentului pentru că populația Statelor Unite a înțeles că, de fapt, povestea cu impeachmentul, iertați-mă că o spun, e o invenție umflată cu multă lipsă de substanță, ca să mă exprim elegant. Iar Trump... E un joc politic pe care democrații îl fac. Ei sunt legitimi să o facă pentru că ei trebuie să-l dea jos pe Donald Trump. Despre impeachment s-a vorbit aproape imediat după ce Donald Trump a fost un președinte. A fost o obsesie în spațiul american. Donald Trump nu trebuie să fie președinte, nu poate să fie președinte, iar când a ajuns, trebuie scos din funcție pentru că nu e capabil să conducă. E, impeachmentul ăsta... Deci e o temă falsă. Comparația dintre impeachment sau relația dintre impeachment și ce se întâmplă în Iran, după părerea mea, este o teză care nu se susține. Sigur că putem să facem speculații. Trump este un personaj atât de detestat. Cum spunea recent un articol în Politico, de ce europenii îl urăsc mai mult pe Trump decât Iranul. Deci Trump este atât de detestat că în jurul lui se poate croiește un asemenea scenariu. Dar, repet, nu e viabil. Ar fi fost, să zicem, justificabil dacă Trump scădea brusc, vertiginos în sondaje și avea nevoie să mute agenda pe chestiunea iraniană ca să nu mai vorbească lumea de impeachment. Dar asta nu s-a întâmplat. Și doi, faptul că nu se mai vorbește de impeachment, asta nu înseamnă că impeachmentul nu continuă. Miza importantă a impeachmentului va fi când ajunge în Senat, nu acum. Dar deci, de ce a lansat America totuși atacul acum și nu l-a lansat în urmă cu o lună, două de zile? Pentru că ambasada Americii a fost atacată acum. De ce vă spuneam este că atacul împotriva ambasadei Americii a fost o linie roșie aproape depășită. Nu ataci ambasada Americii. Deci, practic, de acolo a pornit totul. Reacția Americii a fost la atacul împotriva ambasadei. Că ea aveau dovezi, sigur, că Soleimani are sânge american pe mâini de multă vreme, asta este evident. Era un personaj foarte puternic. Până la urmă, nu asta era de contestat, iertați-mă, care sânge pe mâini sau că s-a făcut. Pentru că asta fac militari, nu într-un război. Ei sunt dispuși să-și ucidă adversarii. Până la urmă, pentru asta se duc la război, la limită, chiar să-și ucidă adversarii. Deci nu este, e în fișa postului unui general să ucidă adversarii. Iar adversarii declarați a Iranului erau, mă rog, americani. Acum depinde și în ce mod. Deci nu, mă rog, regulile războiului sunt destul de laxe, ca să zic așa. Deci nu asta era problema. Problema este că generalul era suficient de puternic. El a fost, se spune, după surse avizate și în
vizorul izraelienilor, care însă nu și-au permis să facă asta. Era foarte complicat să o faci pentru Israel. Iranul e totuși prea aproape și era prea periculos pentru Israel și cred că ofensa iranienilor a fost incomparabil mai mare dacă o făceau izraelieni decât dacă o fac americanii, care sunt și mai mari și mai departe și, mă rog, alta atitudine față de ei, dar pentru Israel era un risc pe care nu și l-au asumat niciodată. Ei, au atacat generalul respectiv, care are o istorie foarte interesantă de reacții. Când îi spunea generalul Petreus în 2008, eu conduc politica externă și în Irak, și în Siria, și în regiune, adică era extrem de ofensiv și chiar relativ arogant. Era conștient de puterea pe care o are. Ei, americanii au decis să replice așa. N-a mai fost nici vorba de proxies, n-a mai fost vorba de nimic, a fost un atac țintit împotriva generalului iranian pe teritoriul irachian. Foarte complicat, dacă e să discutăm în termeni juridici sau legal, se discută asta în America, dacă a fost legală asasinarea generalului sau uciderea generalului. Cuvântul asasinat e un pic cam politic excesiv, dacă mă întrebați pe mine. Era totuși un combatant, era într-un război. Într-un război oamenii nu se asasinează, se ucid. Era un război între partea americană și partea iraniană. Deci revenind, americanii au decis să replice în așa fel. Ei trebuiau să dea o replică. Faptul că ambasada americană a fost totuși devastată nu e o chestie care să fie trecută cu vederea. Și au replicat în acest fel. Interesantă este... joc pe, mai, pe mintea din spatele, să zic așa, bionilor de pe tabla de șah. Interesantă este și poziția Rusiei în acest conflict, care deocamdată stă deoparte și supervizează sau tot nebunia. Credeți că se va implica Rusia în acest conflict? I-am dat prea mult Rusiei să credem că e un jucător în acest dosar. Nu e un jucător în acest dosar. Rusia știe foarte bine care sunt limitele, chiar dacă uneori joacă excedându-și capacitățile și uneori joacă foarte bine, cum s-a vădit în Ucraina sau în Siria, dar de data asta nu e miza ei. Și Rusia niciodată nu s-ar alia cu Iranul împotriva Statelor Unite. Este suficient de multă înțelepciune la Moscova ca să realizeze că așa ceva este inacceptabil. N-are niciun interes Rusia să facă asta, să ne înțelegem foarte clar. N-are niciun interes să vadă un Iran cu armă nucleară, iar să fie foarte limpede. Miza Rusiei în acest moment este America. Și o America de după noiembrie 2020, cu mâinile relativ mai puțin legate, inclusiv pe chestiunea rusă. Astăzi Donald Trump are mâinile legate pe chestiunea rusă, pentru că atât ar mai lipsi să mai discute de chestiunea rusă, ca să țâșnească iarăși acuzele împotriva lui de a fi, mă rog, omul lui Putin sau păpușa lui Putin, nu mai știu ce altceva. Dar Rusia așteaptă ca Donald Trump să aibă mâinile dezlegate, tocmai pentru a discuta așa cum cred ei că trebuie să se discute. Și Rusia să capete ceea ce rușii visează, au visat dintotdeauna, adică accesul în poza mare. Visul strategic al Rusiei este o fotografie. Este fotografia faimoasă, dacă vă aduceți la minte, de la sfârșitul războiului 2 mondial, în care era Churchill, Stalin și Roosevelt. Stalin era printre cei mari care decideau soarta lui. E asta vor rușii. Ei visează o fotografie cu Putin, Xi Jinping și Trump. Ei vor să fie acolo. N-au fost după 89. Aici Putin a avut perfectă dreptate să spună că prăbușirea comunismului a fost cea mai mare catastrofă geopolitică pentru ei a fost. Deci ei au căzut, să spun, de pe vârful unui zgârie nori până la parter, strategic vorbind. Și rușii vor, într-adevăr, acea recunoaștere pe care nu le-o dă Iranul. Le-o dă America, într-un fel sau altul. Deci n-au niciun interes acum să intre într-o confruntare cu America pentru Iran, așa cum nu au niciun interes să intre în confruntare cu America, uitați-mă, pentru nimeni. Ei sunt într-o așteptare activă, de bună seamă, joacă acolo unde pot să joace, dar au grijă să nu deranjeze foarte tare interesele americane, care, din păcate, pentru multe lume, devin tot mai slabe, evanescente aproape, în regiuni care ne privesc și pe noi. Nu? Republica Moldova sau Ucraina, se vede foarte limpede că americanii au ridicat piciorul de pe accelerație, interesează mult mai puțin regiunea, inclusiv Marea Neagră, ca să fim foarte sinceri. Și sigur că asta avantajează Rusia. N-are nici interes să împingă mai mult decât e cazul, să irite sau să intre într-o confruntare cu Statele Unite, dincolo, sigur, de declarațiile care se tot fac. Deci, deocamdată, va sta deoparte. Stă deoparte că nici să vrea nu prea are ce să facă.
din acest punct de vedere, pentru că are de jucat și încearcă să joace și cu aliații europeni și cu aliații americani. Un joc care nu este ușor, plus, mă rog, aliații sau partenerii din regiune, un joc pe care sigur că Rusia îl va face, încă o dată spun, având mare grijă să nu cumva să pară că ia partea Teheranului împotriva Statelor Unite, că asta n-ar fi deloc în avantajul. România ce rol joacă? Noi suntem, practic, apropiații de unul dintre cei doi războinici. Statele Unite este un parteneriat, este un partener strategic al României. Încă nu cred că putem vorbi de un rol al României, n-a fost niciodată așa. Invocarea scutului de la Deveselu a fost un exces de interpretare. Scutul de la Deveselu oficial a fost construit împotriva rachetelor iraniene sau împotriva unor potențiale atacuri iraniene. E foarte interesant de observat că niciodată iranienii sau Teheranul n-au avut nici măcar o poziție oficială, semi-oficială, oficioasă pe chestiunea asta. Se pare că nici ei nu credeau că scutul de la Deveselu a îndreptat împotriva lor. Pentru că, în mod normal, trebuia să spună ceva, nu? Dacă tu declari oficial că e un scut împotriva Iranului, măcar Iranul trebuia să spună un lucru sau altul. Deci nu s-a pus problema, nu se pune problema ca Iranul să încerce să atace vreun stat NATO, pentru că nu este atac împotriva acelui stat, este un atac îndreptat împotriva NATO. Așa ceva Iran nu poate să-și asume. Dacă era să facă un război mare între NATO și America, măcar alege America, ca să zic așa. Dar nu își permite să facă niciun război cu America și Iranul știe foarte bine asta. Știe foarte bine și atunci ăsta a fost și motivul pentru care retalierea Iranului după asasinarea generalului respectiv a fost de așa manieră încât să nu ucidă soldați americani, să nu lovească simbolistica americană, adică să-i permite și lui Donald Trump să oprească posibilele acțiuni militare. Pentru că iranienii știau că nu pot intra în confruntarea asta. Au făcut-o foarte septic, lovind, mă rog, bazele din Irak. Sigur că un tip de simbolistică, că de acolo ar fi plecat drona respectivă, nu are mare importanță. Au făcut-o foarte septic și au încheiat povestea. Deci ideea că Iranul începe vreun război cu NATO sau că asta este o fantezie... Deci scutul de la Deveselu nu poate fi o țintă. Nu este scutul de la Deveselu o țintă. România sau alte state apărate de scut pot să fie țintă. Ținta rachetelor iraniene. Dar imaginați-vă că asta înseamnă că Iranul declară război NATO. Ceea ce e foarte puțin probabil. Cea mai mare neghiobie din partea lui, pentru că, repet, dacă ar vrea să facă un război, măcar își secționa din NATO doar America și făcea un război numai cu America, încercând să joace pe divergențele între europeni, americani, încercând să-i potorească pe americani prin europeni și așa mai departe, dacă e să-și imagineze însemne de joc. Dar și America este mult prea mare pentru Iran, ca să nu mai vorbim de NATO. Ce mi se pare mie foarte interesantă este reacția oficialilor români, practic absența reacției. Ultimele zile nu prea am văzut, poate l-am văzut pe președintele Traian Băsescu, pe președintele României, care au făcut declarații în... Președintele Iohannis. Iohannis, da. Și președintele, fostul președinte Traian Băsescu. Ceilalți? Bun, nici nu trebuie să exagerăm. Până acum România n-a fost în tablou ăsta, în realitate. Bun, că are 14 instructori în Irak, asta este, sigur, trebuie să ai grijă de oamenii tăi, trebuie să-i pui... Pe care i-am și retras, da? Văzut zilele așa cum face orice alt stat. Pentru că indiferent dacă începe sau nu un război acolo, chiar și accidental, dacă oamenii tăi sunt omorâți, problemele politice, inclusiv, nu mai vorbesc de cele morale pe care le ai acasă, sunt enorme. Deci tu trebuie să ai grijă de oamenii tăi, indiferent că acolo e război sau nu, pentru că dacă îți mor 2, 3, 4, 10 sau 14 oameni în Irak, indiferent că e război între Iran și America sau nu e război, consecințele pentru tine sunt aceleași. Deci ești obligat să ți-i protejezi. Evident că o faci din rațiuni strategice, politice, morale, deci de ce vreți dumneavoastră. Deci e justificată această grijă. Pe de altă parte, România nu era în poză. Nu era în poză. Poza în care ar putea să fie România s-a conturat după declarația președintelui Trump ca urmare a atacurilor iraniene împotriva bazelor din Irak. Trump a spus, a solicitat NATO să fie mai implicat sau și mai implicat în Orientul Mijlociu. Nu e foarte clar ce a spus președintele american, se referă la înlocuirea trupelor americane de către trupe NATO sau de prezență mai consistentă a NATO, europenilor în primul rând, pe teatrele de operațiuni sau în zonele de criză din Orientul Mijlociu.
atunci, în momentul în care se va pune problema ca NATO să devină mai activ, ca urmare a solicitărilor făcute de președintele Trump, România va trebui să ia o decizie, să ia o decizie strategice. Trump a făcut această decizie foarte interesantă, într-un fel de replică la colegii europeni din NATO, care se tot temeau că Trump se detașează, se decuplează de NATO, America iese din NATO, mai știu ce face America. Acum Trump a spus, nu plecăm din NATO, chiar vă solicităm să veniți într-o zonă de criză în care suntem numai noi și voi nu prea sunteți implicați. Fără să o spun, a sugerat într-un fel că, de fapt, Orientul Mijlociu a trebuit să fie zona de securitate în care Uniunea Europeană să se implice în mod nemijlocit. Pentru că, tot în discursul său, Trump a spus că America este autonomă. Energetic nu depinde de Orientul Mijlociu. Prin urmare, dacă pleacă, mare dramă nu va fi pentru americani. Să înțelegem foarte bine. A, că va rămâne în urmă o criză? Da, dar efectele crizei din Orientul Mijlociu se vor vedea pe termen scurt în Europa. Ce s-a întâmplat în Europa în 2015 cu milionul acela de migranți care a schimbat într-un fel fața politică a Uniunii Europene, se poate repeta. Să nu-și facă nimeni nicio iluzie că episodul acela a fost singular și s-a stins. Nu. O criză în Orientul Mijlociu va genera pentru Uniunea Europeană consecințe imediate, directe și de toate nivelurile. Strategic, politic, demografic, cum vreți. Și până unde credeți că va duce acest conflict dintre Statele Unite și Iran? Ok, ce vrea... excludem din start varianta izbucnirii un al treilea război. Trebuie să o excludem și nici n-are rost să vorbim despre ea. N-a fost niciodată pe masă, dacă mă întrebați pe mine. Sigur, exceptând situația în care se putea duce spre o confruntare accidentală, de la început, Teheranul a fost totdeauna în istorie un actor destul de înțelept. Chiar dacă răzbunător, dar înțelept. Adică și când a avut probleme cu Israelul, a făcut atacul la ambasada Israelului din Buenos Aires, de pildă, dar n-a atacat statul Israel. Adică, într-un fel, mă rog, relativ proporționat. N-a intrat într-un război efectiv cu Israelul. Chiar dacă, sigur, Israelul ia cam căsăpit anumiți lideri. Deci revenind, Teheranul nu avea de cum să intre într-un război cu Statele Unite. Și de asta a fost precaut atunci când a aruncat acele bombe să nu cumva să-l oblige pe Trump să intre într-o confruntare. Problema lui Trump era foarte complicată că el era între ciocan și nicovală. Dacă mureau americanii, el era obligat să intre în război pentru că altfel campania lui electorală sau mandatul lui, al doilea mandat, era pus sub mare pericol. Dar Trump s-a retras și el și a acest risc a fost, cel puțin în momentul ăsta, eliminat. Deci, revenind, americanii ce vor acolo? Trump a spus-o în campanie electorală. Acordul nuclear semnat de administrația Obama cu Teheranul e prost. Trebuie renegociat. Pentru Trump era prost, indiferent de conținut. Era făcut de Obama, deci era prost automat. America s-a retras din acord, lăsându-i în acord pe europeni, pe francezi, pe englezi, pe nemți, chinezii și rușii mai sunt acolo, și a spus că America se retrage și că își sancționează pe cei care continuă acest acord. Chiar spunând în discursul lui că rachetele cu care iranienii au bombardat bazele irachiene au fost achiziționate din banii pe care Iranul i-a obținut în urma acordului cu Obama. Acordul acela a eliberat, a deschis deci, bani de pe urma Americii. Bani de pe urma Americii și europenilor, nu? Pentru că acel acord a deschis într-adevăr comercial Iranul și Iranul a făcut bani. Bun. Ei, americanii vor să renegocieze acest contract. Linia roșie este evidentă. Iranul niciodată nu va avea arme nucleare și asta cred că e o linie roșie împărtășită de toți, de la ruși până la nemți, de la britanici până la francezi. Dar dincolo de asta trebuie un acord, Trump a spus-o. Deci este deschis la o negociere ca să facă un acord mai bun. Asta vrea să facă Donald Trump. În momentul în care aceste negocieri, asta este ținta, dacă vreți, nu e vorba de cucerirea Iranului, nu e vorba de distrugerea Iranului, este vorba de un acord mai bun. Deci asta e miza. Asta este miza pe care americanii au anunțat-o. Se va întâmpla o negociere până în noiembrie 2020, data alegerilor prezidențiale în America, sigur,
teoretic e posibil, de ce nu, Donald Trump ar fi capabil să o facă. Dar nu complică lucrurile conflictul ăsta? Orientul Mijlociu este într-o criză aproape neverosimilă. Eu am mai spus câteva minute în urmă, semnul crizei profunde este că după 16 ani de la invazia Irakului, americanii abia își protejează ambasada. Deci este clar că acolo a fost un proiect care a fost greșit. Asta reproșează Trump, de fapt, ceea ce se numește în America nu neapărat deep state, dar policy community, comunitatea asta a celor care decid politica externă. Că e vorba de servicii, experți, zonă din Departamentul de Stat. Și a spus că din 90 încoace, toată politica externă americană s-a bazat pe ideea că America trebuie să facă o lume mai bună, prin democratizare, economie de piață, să construiască state democratice, pentru că statele democratice și care sunt prinse în rețele economice nu fac războaie. Ideea exprimată jurnalistic era două state care au McDonald's pe teritoriul lor nu fac război. Pentru că legăturile lor sunt mult prea profunde, economice. Deci teoria aceasta a democratizării era și o teorie de securitate. Așa cum facem Uniunea Europeană, nu avem confruntare cu Uniunea Europeană, lumea trebuie să devină Uniunea Europeană, legată cu democrații, sistem de economie de piață și va fi pace. Și atunci americanii s-au dus peste tot și au încercat să facă state democratice, din Afganistan până în Orientul Mijlociu. Ideea asta mesianică, într-un fel, că lumea trebuie să devină ca America, sau, mă rog, ca Europa, ca lumea euroatlantică, a fost ideea care a costat pe americani numai în Irak vreo 5,6 trilioane de dolari. La fel, trilioane în Afganistan. Bani aruncați pe geam. Foarte mulți bani aruncați pe geam. Cred că un om normal nu poate să scrie suma asta. Lumea n-a devenit mai sigură, statele n-au devenit mai democratice și America n-a devenit mai prosperă. Asta a fost consecința a 30 de ani de viziune politică, care viziune politică a ținut doar în estul Europei și centrul Europei. Noi am fost beneficiari acestei viziuni. Noi ne-am integrat în NATO și în Europeană ca urmare acestei viziuni. Dar dincolo de noi, dincolo de Prut, dacă vreți să vorbesc mai concret, viziunea asta n-a mai fost materializată. Ca să mai vorbim de Afganistan sau Orientul Mijlociu, o Rusie care e mai puternică decât 90, o China care a crescut. Deci în 30 de ani în care America a fost hegemonul incontestabil, astăzi Donald Trump constată că ai o China aproape la fel de puternică, ai o Rusie care s-a ridicat iarăși pe picioare, ai o situație în Orientul Mijlociu, praf și pulbere, ai un Afganistan în care ai aruncat bani de pomană și așa mai, etc., etc. Și ai o America din care s-au luat bani și nu s-au dat bani, cu America o infrastructură mai proastă decât cea europeană. Ei, ideea de America First, pe asta se bazează. Nu mă mai interesează să mă duc să fac ordine în lume. Nu în sensul de jandar, dar chiar să fac nation building, construiesc națiuni, state democratice, asta nu mă mai interesează. Pe Trump nu mă mai interesează asta. Eu nu mă duc să învăț pe unii cum să trăiască. Să trăiască cum vor. Să trăim noi bine. Să trăim noi bine și să nu-mi deranjeze interesele. Partenerii mei nu vor mai fi cei care seamănă cu mine. Așa cum era ca acum 30 de ani. Dacă vrei să fii cu noi, trebuie să fii ca noi. Să fim europeni, membri NATO, nu. Nu mai e suficient. Trebuie să îmi ofer ceva și eu să-ți ofer, evident, dar tu să ai valoare de întrebuințare pentru mine. Se schimbă toată logica, inclusiv a relaționării. Și asta este un semn pe care România, un semnal pe care România trebuie să-l recepteze. Nu mai e suficient să fii NATO și în Europeană ca să nu mai ai probleme sau ca viitorul tău să fie asigurat. Din păcate, lucrurile s-au schimbat. Nu mai e politica și viziunea de acum 10 ani, nici măcar de acum 5 ani. S-a schimbat lumea, America, sigur că dacă America se schimbă, se schimbă și lumea, că America e parte foarte consistentă a lumii. România trebuie să ia act de asta și să acționeze în consecință. De asta, orice decizie, dacă se va pune problema prezenței românești în Orientul Mijlociu, în NATO, trebuie să ne supunem. Trebuie să ne supunem neapărat, pentru că nu e obligatoriu să te supui, dar nu există mecanisme NATO prin care să te oblige să te supui, că dacă nu te dau afară, vezi cazul Turciei. Dar va trebui gândit într-un context mai amplu de viziune de strategie de securitate. Vizia asta trebuie să fie parte a unei viziuni mai ample care privește și America și Uniunea Europeană, cu cine joci, pe cine ai putea să iriți, pe cine trebuie să liniștești, cât de departe vrei să te duci în anumite aserțiuni și luări de poziție la nivel internațional, ce avantaje ai, ce dezavantaje, ce vrei să obții, ce ceri. Deci toate lucrurile astea trebuie puse foarte limpede pe hârtie, în așa fel încât, dacă te duci
într-un proiect de genul ăsta să știi inclusiv de ce te duci. Sentimentul pe care multe lume l-are, inclusiv eu, este că în 2003, când România s-a dus în Irak, n-a prea știut de ce se duce. N-a știut consecințele după prezența românească, nu s-au văzut, iertați-mă că o spun, nici în termeni politici, nici în termeni economici, deci n-au avut nici o strategie. Social, mă tem că nu, doar în termeni militari. Adică prezența militară a fost remarcată, dar nici măcar prezența militară română, soldatul american, umăr la umăr cu soldatul român, n-a fost valorizat în Statele Unite cum ar fi trebuit. Și o spun asta că am făcut cercetări împreună cu o companie americană, The Pulling Company, care ne-au relevat niște date absolut remarcabile. Americanii cred, întrebați fiind, în sondaj, dacă viza, liberalizarea vizelor, includerea în programul Visa Waiver, ar trebui acordată cui? Pe primele locuri se clasificau statele care au o politică alături de America și statele care și-au trimis soldați să lupte alături de soldați americani. România se califică cel mai bine pentru asta. Și asta se vedea în sondaje, cercetări sociologice. Ei, noi nici măcar acest tip de prezență, printr-o campanie publică în Statele Unite, nu în toată America, dar la deputați, la congressmen, la senatori, la cei care votează până la urmă includerea sau neincluderea unui stat în programul Visa Waiver, nici asta nu s-a făcut până la capăt. E un început de campanie în Statele Unite pe tema asta, dar din păcate nu s-a făcut consistent și până la capăt. Deci noi nici așa nu am fructificat prezența noastră pe teatru de operațiuni alături de americani în Afganistan sau în Irak. În sensul ăsta spun că noi ne-am dus acolo, dar n-am știut de ce. Deci dacă ne ducem a doua oară, măcar să știm de ce, pentru că deplasarea, plecarea, acum, în contextul ăsta, alături de trupele americane în Orientul Mijlociu, are conotații strategice și politice incomparabil mai complicate de acum 16-17 ani sau de în timpul, mă rog, invaziei din 2003. Și lucrul ăsta, cred că decidenții noștri trebuie să-l înțeleagă foarte profund. Suntem în complet în altă logică și dacă gândim cu criteriile de acum 10 ani sau cu normele, normativul de acum 10 ani, nu facem decât să ratăm. Domnule Dan Dungaciu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Cu siguranță aveam multe, mai multe de discutat, dar din păcate timpul nu ne mai permite. Vă deschid invitația pentru un nou interviu, de ce nu? Și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Și eu vă mulțumesc și să aveți un an cel puțin la fel de fructuos precum cel anterior. Mulțumim, la fel.